Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție BZI Live. După 3 luni de pandemie vom face un bilanț al principalelor activități și măsuri întreprinse de instituția prefectului a județului Iași. Discutăm astăzi cu domnul Marius Dancă, directorul Cancelariei Prefectului județului Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră din online. Ne întâlnisem ultima oară în cadrul emisiunii, la început de pandemie, când discutam de principiu despre unele măsuri ce vor fi impuse. Ei bine, dacă ar fi să trageți linie acum, cum ne-am descurcat, ce s-a întâmplat în tot acest timp, în ce privește prefectura, desigur. Este treaba noastră acum să facem o autoevaluare, pentru că doar elemente de parcurs, să zicem, că nu a declarat încă nimeni că lucrurile s-au terminat. Eu zic că la nivel general lucrurile au fost gestionate bine, nu au fost scăpate de sub control, să spunem, focarele care au apărut pe parcurs. Am reușit să gestionăm, spunem noi, bine provocările de început, atunci când s-a luat decizia de a se institui centre de carantină pentru persoanele care veneau din afara țării. Știm bine că discutam de dinainte de sărbătorile de Paști, în care exista acea evaluare și lucrurile au fost confirmate ulterior de fapte că foarte mulți cetățeni români din străinătate vor dori să vină acasă. Exista pericolul transmiterii astfel a virusului pe acest canal și a trebuit, fiind și un județ mare, suntem cel mai mare județ al țării, dacă nu considerăm București un județ, și aproape 1 milion de locuitori, cu foarte mulți oameni plecați în străinătate, deci acest risc era crescut și am reușit să gestionăm până la un dat pe vârf de sarcină, deci până la 20 de centre de carantină, unde lucrurile au mers bine, n-au fost incidente majore. A fost, să spunem, iarăși o dificultate faptul că DSP-ul a fost, să zicem, nu foarte bine organizat la început. Da, l-am da, preluat nu cu puține epidemiologi, cu puține resurse umane pentru a putea gestiona această situație. Dacă stăm și ne gândim astăzi că avem 1000 și ceva de anchete epidemiologice desfășurate de-a lungul timpului, anchete care sunt elementul principal în a gestiona efectele unui pozitiv, unei persoane identificate ca pozitiv, atunci poți lua decizii instantaneu, să izolezi persoane, să dezinfectezi locații, să testez persoane care prezintă simptome și așa mai departe. Se și spune că datorită acestei pandemii s-a mai dezmorțit și Direcția de Sănătate Publică. Eu cred că aici va fi, atunci când vom putea, să zicem, liniștit să tragem niște concluzii, va fi una dintre măsuri să dăm DSP-ului resursele necesare, umane, financiare, da. Prerogative, atribuții, astfel încât astfel de situații să le putem gestiona bine. După perioada în care am ieșit din starea de urgență, când lucrurile s-au relaxat, plecând și de la cifrele care arătau o pantă descendentă, iarăși provocările au fost în a reuși cu forțele de ordine să impunem anumite măsuri. Aici, în continuare, și ieri am avut discuții la minister și astăzi vom avea, cred că e în desfășurare la ora la care noi vorbim, o videoconferință cu Ministerul de Interne pentru a încerca să găsim soluții suplimentare, astfel încât măsurile acestea de igienă, de purtarea măștii, de distanțare să fie cât mai bine respectate. Pentru că și datorită unei campanii derulate în mediul online de anumiți actori sociali care transmit faptul că, pe de parte, virusul nu există sau că e o simplă răceală sau că îi fac pe oameni să fie neîngrezători, oamenii să fie delăsători, oamenii să nu fie atenți, să nu
să nu respecte practic niște reguli stabilite. Dar observ că, scuzați-mă că intervin, oamenii și-au mai pierdut, de fapt și-au pierdut și mai mult din încrederea pe care o aveau în autoritățile centrale, tocmai din pricina acestor bâlbâieli care au existat în timpul stării de urgență, ulterior în starea de alertă. Acum știți cum e, un om atunci când ia decizii pentru propria sa persoană, cel mai bine ar fi ca înainte să ia o decizie să se asigure că este foarte bine informat. Și de aceea și noi spunem să se informeze din surse oficiale. Eu cred că oricine are la dispoziție, oricine vrea, are la dispoziție toate informațiile pentru a lua o decizie informată. Dar dacă, eu știu, sunt anumite stângăcii ale autorităților care se pot întâmpla, ele am văzut de fiecare dată că au fost corectate instantaneu. Corecția a fost într-o zi o eroare de comunicare cu numărul de teste raportate la total. Ea a fost corectată instantaneu. A fost situația aceea de la guvern cu fără purtare de mască. A fost dat exemplu instantaneu, poliția a intervenit, a dat amendă, s-a plătit. Deci lumea să, inclusiv asta, să înțeleagă că greșeli se pot întâmpla, dar perpetuarea într-o astfel de greșeală e, să zicem, una vinovată, una culpabilă. De asemenea și ei, și cetățenii. Ok, a fost și perioada asta în care și inclusiv noi la Iași am dat foarte multe avertismente. Da. Lucrurile de aici încolo, credem că toată lumea a înțeles că e obligatorie masca, purtarea măștii în spații închise, acolo unde sunt șanse mari ca virusul să se transmită. Și atunci această obligație trebuie să vină și cu aplicarea de pedepse dacă ea nu este respectată. Pentru că dincolo de protecția propriei persoane, poate nu te interesează propria persoană, este vorba de protecția celor din jur. Trăgând linie, sunteți mulțumit de cum au reacționat cetățenii și cum au răspuns la măsurile impuse de către autorități? Eu cel nu, puțin pot, la Iași, nu pot decât la să mă uit, nu pot să, decât să mă uit în cifre. Da, lumea spune, da, Iași are 1000 de pozitivi și așa mai departe, dar Iași este cel mare județ al țării. Cel mai bine ar fi să ne uităm la număr de pozitivi la 100 de locuitori. Și atunci o să vedem că lucrurile nu stau rău. De aici vine, dincolo de efortul nostru al autorităților, cred că vine și dinspre o atitudine a cetățenilor. Eu am văzut că inclusiv cei din mediul rural au dat în destul de multe situații dovadă că se pot organiza bine, pot înțelege și pot aplica măsuri. Au fost, de exemplu, focarul de la Moțca, au fost focarul de la Voinești. Lucruri unde, dacă lumea nu ar fi ascultat de autorități, nu s-ar fi izolat, nu ar fi încercat să restrângă deplasarea prin comunitate, lucrurile ar fi putut scăpa de sub control. Da. Și faptul că nu s-a întâmplat, că acele focare s-au închis, că avem astăzi zero cazuri noi de o lungă perioadă de timp, arată că oamenii au înțeles și s-au comportat bine. Oamenii au înțeles, dar au fost și situații în care nu ați putut colabora cu reprezentanții autorităților locale? Nu știu, poate primari care nu au înțeles importanța pandemiei? Nu avem astăzi nicio situație care să nu fi fost clarificată. Se poate să fi fost într-o primă instanță o reticență, orice, că în spatele unei administrații publice stă o persoană cu nume și prenume. Sigur. Care are propriile temeri, propriile îndoieli, dar de fiecare dată am reușit să o clarificăm în cele din urmă ca idee și măsurile să fie luate. La capitolul nemulțumiri, ce ați avea de menționat? O chestie care să ne stea pe suflet și astăzi să ne îngreuneze activitatea, nu există. Avem o colaborare foarte bună cu partea sanitară, cu DSP-ul, cu spitalele implicate în prima linie, cu cele suport. Avem o colaborare bună cu autoritățile publice locale, avem o colaborare foarte bună cu organele de ordine. Nu am a reproșa ceva cuiva astăzi. Trebuie mai departe să fim atenți, să fim vigilenți
și să încercăm ca măsurile, odată ce le-am stabilit, că trebuie să luate, să le luăm. Cum spuneați și dumneavoastră, Iașul a fost și el un județ în care s-au înregistrat destule cazuri COVID-19. Am avut și oameni plasați în carantină. Ce s-a schimbat de la primele cazuri la Iași până în clipa în care discutăm? Aici, dacă e să discutăm de modul în care se manifestă virusul, sau aici cred că îi puteți chema pe cei din zona medicală să ne spună dacă găsesc astăzi diferențe față de ce a fost la început. Ce pot să văd eu astăzi este că administrația publică încetul cu încetul încearcă să își reintre normal. Pentru multe administrații publice au devenit o normalitate comunicarea electronică, a devenit o normalitate ședințele desfășurate online. Au reînceput să găsească criza i-a obligat să devină inventivi în zona de administrație publică și noi am sprijinit asta și am încurajat asta atâta timp cât regulile se respectă, de exemplu pe zona de administrație publică locală, atâta timp cât instrumentul pe care îl utilizez pentru desfășurarea ședințelor de consiliu este un instrument care asigură inclusiv participarea cetățenilor, secretul votului, acolo unde legea ți-l impune. Nu am avut absolut nicio problemă în a valida acele hotărâri de consiliu și a primi avizul de legalitate. Acolo unde, în schimb, au existat administrații publice în care modul în care le-a desfășurat a făcut ca lucrurile să devină mai degrabă secrete, nu regulile să nu fie respectate, acolo am reacționat și am spus: domnule, vedeți că modul în care ați modificat regulamentul se întâmplă nu e în regulă. Uite, exemplu de bună practică, luați și preluați de acolo. Trebuie să asigurăm accesul cetățenilor la informații, asta stă în primul plan. Și până acum, în partea aceasta de tehnologie, instituțiile publice aveau o imagine mai prăfuită, să spun așa, învechită. Am discuția o schimbare. Asta, dacă înainte de pandemie a spune: domnule, dar primește chestia aia online, trimite online repede. Nu se poate, e înregistrată, trebuie 1000 de semnături, trebuie... După aia lucrurile au fost ca la doar. Acum cum se poate? Alte legislații nu avem. Da, e de păstrat această măsură. Nu, eu cred că asta va, inclusiv după ce criza va trece, va deveni o nouă realitate pentru noi. S-a demonstrat că se poate întâmpla, că documentele emise astfel sunt valide, sunt valabile și recunoscute, deci lucrurile... Aici e un plus. Ajung și la carantină. Câte centre de carantină mai avem la acest moment? Astăzi, ținând cont că regulile s-au schimbat, că în carantină astăzi nu mai sunt decât două categorii de persoane. Persoane care vin din străinătate, au obligația izolării la domiciliu și nu pot face acest lucru și pot de bunăvoie să solicite autorităților să-i placeze în carantină într-un centru de carantină. Și o a doua categorie sunt cei care au obligația să stea în izolare și organele de ordine îi găsesc că nu respectă și sunt plasați în carantină. Deci ținând cont că doar aceste două categorii, mai gestionăm doar două centre de carantină și cred că ieri aveam 22 de persoane. E foarte bine, nu? Da, am avut un vârf de peste 1000. Obligatoriu, dacă vii dintr-o anumită țară, nu mai intri în carantină, nu? Deci astăzi nu mai există obligația de a sta în carantină instituționalizată, adică o carantină gestionată de stat, dar în continuare pe anumite țări, când vii ești obligat să intri în izolare, te autoizolezi pentru 14 zile. La intrarea în țară, în continuare completezi un formular în care spui care este locația unde te vei izola. Inspectoratul Poliției de Frontieră transmite instantaneu bazele date către organele de ordine și primării. Toată lumea are aceste date și urmează verificările. La un moment dat, în centrele de carantină au fost mici revolte, locatarii fiind nemulțumiți de faptul că trebuie să stea acolo 14 zile, acuzând calitatea condițiilor și a hranei pe care o primesc. Erau întemeiate plângerile lor? Nu. Nu, deci a fost o astfel de situație mai pregnantă. Aș fi făcut cetățeanul respectiv un live și vedeam
vedeam la comentarii, la comentariile celor care i-au văzut, zic, bă, dar uite ce pat ai, ce fă-și tu curățenie, uleacă în camera aia, e foarte bine, omul arăta duș, arăta, camera aia arăta foarte bine. Evident, nu e, adică când tu vii, și era chiar înainte de Paști, când tu vii acasă să te duci la părinți de Paști, ajungi în țară și îți dai seama că nu vei putea ajunge, deși pe toate canalele și premierul și toată lumea a anunțat, băi, nu veniți în țară, că nu ajungeți acasă. Da, toți cei care intră vor merge în carantină. Eu zic, mă las că mă descurc eu cumva, ajung eu acasă. Și au văzut că nu se poate, da, omul a fost revoltat. Și a început să spună tot felul de lucruri. Dar el primea masă de 70 de lei pe zi. Gândiți-vă că bolnavii noștri din spital au o masă de 10 lei pe zi, 3 mese. Da, da? E o diferență considerabilă. E o diferență foarte mare. Condițiile, noi am asigurat condiții foarte bune de cazare. Uh-huh. Nu știu condițiile exact cum au fost, dar știu sigur, pentru că am văzut și eu pe internet tot felul de filmulețe, în urma... după ce au plecat acele persoane din centrele de carantină, cum au lăsat au în fost... urmă? Da. Foarte multe stricăciuni. Trebuie să recunosc că nu am avut o situație ieșită din comun cu vandalizări, ca să spunem așa. Dar o ușă la un dulap stricată, un frigider zgriat, niște o lenjerie ruptă, nu știu de ce a trebuit să o rupă, sau au mai fost. Cine suportă reparațiile? Și astea sunt parte din contractul de închiriere. Care a fost întreluate și... sumele alocate de la guvern acoperă și aceste reparații. Da, nu? Să zicem că stă în partea contractuală dintre primărie și hotel. DSP-ul este finanțatorul și prin contract se rezolvă și asta. Toată lumea vorbește despre testarea în masă a populației. Câte teste COVID-19 s-au făcut în județ până la acest moment? Hai, eu vreau să vă spun că județul nostru, fiind la începutul pandemiei pe zona regională, singurul centru în care se făceau testări, la noi având capacitatea aceasta, între timp mai multe județe și-au cumpărat sau au primit ca donație și s-au mai descentralizat. Închipuiți-vă că am avut Focarul de la Suceava, unde s-au făcut mii de testări, până 10.000, și toate s-au făcut la Iași. Au fost o situație destul de complicată și pe Botoșani, și Neamțul a avut chestii foarte... câteva zeci de mii de teste. N-am cifra. Dar nu este relevant strict pentru județul nostru. Da, noi avem o situație și pe județul nostru. Noi n-am făcut o testare în masă, adică hai să îi luăm la rând pe toată lumea să se testeze. Practic, sincer să spun, nicăieri în lume nu se face testare în masă. Chiar și Coreea de Sud, unde e etalonul în zona asta. Ok, sunt foarte multe teste făcute, dar dacă ei să compari la total populație, o să-ți dai seama că tot timpul se merge fie pe simptomatologie, fie pe toți cei apropiați, pe contactii apropiați, indiferent de simptome sau nu. Deci la noi am mers pe testare așa cum scrie ea în procedură. Se testează toți contactul. În urma anchetelor epidemiologice, vorbeam la început, da, că a fost peste 1000 de anchete, se determină toată lista cu contacti, se testează toți cei care au simptome, cei care nu au simptome se izolează obligatoriu și se țin sub observare. Toți cei care sunt sub observare și în perioada de observare de 14 de izolare, în 14 dezvoltă simptome, se testează. Și așa mai departe, un nou test pozitiv determină o nouă anchetă epidemiologică și se merge din aproape în aproape. Ce nu înțelege lumea este că testele PCR, kiturile de testare, reprezintă o resursă. O resursă care e o resursă rară. Nu le găsim pe toate drumurile. Sunt și foarte costisitoare, din foarte câte știu. Nu știu dacă avem producători în România. La începutul pandemiei era o discuție că singurii mari producători erau în Coreea și Germania. Coreea asista să rămână exporturile. Nici România nu este Statele Unite sau Franța și să fie primul la rând. Că România se așează la rând la o comandă de genul ăsta. Nu e chiar tratată cu prioritate. Și de aceea această resursă rară încercăm să o utilizăm cât mai bine. Există, în schimb, posibilitatea testelor de anticorpi care se fac în scară,
la scară largă, asta este testare de sânge, asta e, o poate face orice laborator, din câte știu și testarea de la București, e tot un test de, de anticorp. Aici guvernul va veni cu un program național în acest sens, un program care să sprijine lupta cu, cu pandemia și nu neapărat o, o cercetare statistică, ci ea trebuie să aibă un obiectiv, un scop în cadrul procesului mai mare de gestiune a, a pandemiei. Dar sunt persoane cunoscute în spațiul public care spun că aceasta ar fi soluția, să existe o testare comunitară. De ce nu s-ar putea aplica acest concept? Eu sunt un biet economist transformat în, eu știu, specialist al administrației publice. Nu știu ce sunteți dumneavoastră ca... Eu prefer să las specialiștii să, să iau decizii în, în această zonă și să nu-mi dau cu părerea pe lucruri pe care nu le, nu le stăpânesc. Am văzut că avem tendința asta. Acum suntem, toată țara asta este plină de infecționiști, acum suntem toți specialiști în asta. După ce am avut un, un popor specialist la fotbal, specialist la politică, specialist la, la de toate. Atâta timp cât Institutul Național de Sănătate Publică ia în considerare toate datele, da? Primește date, le bagă, le filtrează prin filtrul a ceea ce știm, apare, apare literatură de specialitate în continuu, peste tot în lume, echipe de specialiști fac teste, fac evaluări, toate aceste lucruri se, se pun la comun și se iau niște decizii. Noi la prefectură suntem cei care încercăm să implementăm deciziile luate de CNSU, de INSP, de cei care sunt chemați să, să ia decizii. Operaționale, ca să zic așa. V-ați testat pentru COVID? Eu am făcut două teste până acum de anticorpi. Ah, înțeles. Recunosc. Negativ, da? Negativ amândouă, da. În această criză mai aveți timp să monitorizați și... Dar le-am plătit ca să se să înțeleagă. Oricum, în sistemul de stat nu se face decât PCR. Da, Le-am plătit să nu se înțeleagă că am cerut eu să trec peste rând. Nu am fost niciodată pe vreo anchetă epidemiologică în lista de contact cu cuiva. A, atunci doar de curiozitate, nu? Da, de curiozitate. Uh-huh. Unul l-am făcut la o intrare într-un spital. Am fost să-mi fac o altfel de investigație și a trebuit să, să fac acest test. Și un altul am avut o curiozitate la un moment dat. Hai să văd dacă a trecut prin viața mea sau nu. În toată această criză sanitară mai aveți timp să monitorizați și prestația instituțiilor, serviciilor deconcentrate? Suntem obligați să facem acest lucru. E mai greu, dar suntem obligați să facem acest lucru, fiind în sarcina instituției prefectului și a prefectului să monitorizeze și să evalueze activitatea serviciilor publice deconcentrate. Ne-am aplecat în special pe acele servicii publice care au fost împreună cu noi în luptă. Ok, DSP-ul e cel mai vizibil, dar în același timp, dacă stăm și ne gândim la măsurile economice pe care guvernul le-a luat în sprijinirea agenților economici, pe șomajul tehnic, pe sprijinirea profesioniștilor care lucrează pe drepturi de autor sau pe unde a fost AJPIS-ul implicat în plăți, AJFM-ul implicat în plăți, Direcția de Finanțe, n-a făcut AJFM-ul, trebuie să stabilească noi reguli de validare ca lucrurile să meargă foarte repede. Lumea nu, poate nu conștientizează, dar statul român a făcut plăți de 10 de milioane de lei numai în județul Iași ca firmele să reușească să țină angajații într-un contract de muncă, chiar dacă în șomaj tehnic, și să reușească să, să nu se gripeze, să nu... Să nu intrăm într-o criză profundă. Și aici lucrurile au mers foarte bine și prefectul județului Iași, în discuții private cu fiecare dintre directorii, a felicitat pentru faptul că au reușit să pună la dispoziție resurse, oameni, timp, oameni care n-au întrebat niciodată AJFM-ul când au trebuit să facă plăți la zeci de mii de firme, de companii, de contracte încheiate în 2-3 zile, nu a stat nimeni să întrebe de ce trebuie să stea la servici până noaptea târziu. Da, a existat o mobilizare foarte bună. Lucru nou pentru noi. Că eram obișnuiți ca lucrurile să decurgă foarte greu. Cei care eram în gestiune în prima linie, am simțit și noi că toată lumea vrea să ajute la asta și ei conștientizează că în partea cealaltă sunt niște firme, sunt niște oameni care așteaptă
poate acel șomaș tehnic să poată să, să-și asigure plățile curente să, și nu e timp de, de stat. Și au fost plăți făcute în 2 zile, în 3 zile de la depunerea cererii. Lumea, am văzut că se poate ca funcționarea JFM să pună mâna pe telefon, să sune la o firmă și zică vezi că îți lipsește cererea aia. Da, sau vezi mare că îți lipsește într-adevăr o ștampilă. Sau vezi că dă-mi repede pe e-mail ca să pot să validez. Exact. A existat un interes foarte mare să ajute. Banul n-are cifrele complete. Da. Te rog, rescrie banul și trimite-mi-l acum repede. Și nu au zis, ok, asta e greșit, îl dăm deoparte și nu facem plata. Păi în spatele plății acelea stau niște angajați, zeci de angajați care așteptau bani. Și lucrurile s-au întâmplat. Să ne referim puțin și la alte instituții. Garda de Mediu a devenit mai activă? Garda de Mediu are rolul său în, în protecția mediului, ea este parte din, din CJSU și au fost momente în care e nevoie de ea și nu am simțit că nu și-ar fi, nu și-ar fi făcut treaba. Dar nu, e în prima linie, să zicem. Mai aveam o întrebare pe care o primisem eu înainte de a intra în direct. Dacă ITM-ul și-a făcut treaba cum trebuie în această am avut perioadă. Niște, da, am avut niște așteptări de la, de la ITM atunci când a fost discuția aceea cu, cu persoanele care plecau în străinătate la muncă, pe, pe contractele de muncă acolo. Le-am solicitat celor de la ITM să încercăm să verificăm dacă persoanele acelea sunt individual, pleacă pe cont propriu, dacă sunt sub contract cu niște firme de plasare. Am vrut să facem și am făcut, de asta vreau să, și ITM-ul s-a mobilizat și au fost în aeroport cu, cu resursa necesară. Am vrut să facem informarea celor care pleacă, pentru că foarte mulți dintre ei poate n-au știut să citească un contract de muncă care le-a fost pus la dispoziție de firma de plasare sau au mers pe vorbe. Am vrut să le facem o informare curentă în care să știe clar ce drepturi au când ajung acolo, care este dreptul comunitar, care este dreptul național de acolo, mai, de mult, mai degrabă în funcție de unde plecau să știe unde pot suna. Dacă au o problemă, ambasada noastră, consulatele noastre și așa mai departe. Și lucrurile s-au întâmplat. Am văzut chiar că doamna ministru a centralizat lucrurile astea și a plecat ea în Germania, în speță, și a discutat cu ministrul muncii de acolo, tocmai reușind să preia toate datele din teritoriu și având o imagine de ansamblu a acestui fenomen. De asemenea, am dorit să ne asigurăm că agenții economici care primesc sumele de pe șomaș tehnic de la, de la, de la JFM fac și plățile mai departe. Au fost și situații de genul ăsta, în care nu multe, dar în care sumele nu s-au plătit mai departe. Să știe agenții economici că lucrurile vor fi verificate ulterior. Ok, nu a fost timp acum pentru toată lumea, nu l-am cerut ca să nu îngreunăm sistemul, trimite-ne de îndată dovada că ai făcut plățile, dar nu vor. Acei bani nu sunt un cadou. Da, nu sunt un cadou, sunt destinate oamenilor, nu neapărat companiilor. Companiile sunt gara, da, prin care a trecut, a trecut acel tren. De asemenea, au fost agenți economici care, deși au trecut persoanele în șomaș tehnic, i-au chemat la servici. Și tot la fel la ITM am cerut lucrurile astea verificați, dacă oamenii care sunt declarați la voi în revisal că sunt în șomaș tehnic, nu cumva îi chem la servici. Și au fost și situații de genul ăsta și ITM a aplicat niște amenzi și a fost un comunicat de presă celor la ITM. Da, am avut un partener bun în ITM și sper că în continuare să-l avem la fel. Sunt și instituții care și-au trimis masiv angajați în șomaș tehnic, instituții publice. Nu știu să-mi iasă. Adică nu am cerut o astfel de centralizare, o să o avem. Mă gândeam la faptul că deseori opinia publică este că în instituțiile de stat sunt foarte mulți angajați, mulți dintre ei inutili. Mă gândeam dacă s-a demonstrat că unele instituții ale statului pot funcționa și cu angajați mai puțini. De asta sunt convins. Nu trebuia această pandemie ca să demonstrăm acest lucru. Sunt instituții cărora lipsesc resursă umană pe anumite componente, pe componenta principală a lor și au resursă umană excedentară în alte zone, poate. Eu știu că s-a practicat în special
rugăminte adresată angajaților din sistemul public ca zile de concediu neefectuate să fie efectuate. E neefectuate, noi în prefectură am avut oameni care nu și-au făcut concedii de prin, aveau zile din 2018. Da? 2019. Să-și efectueze, mai ales în zona unde nu există personal cheie, unde nu aveam personal implicat în gestiunea pandemiei sau personal a căror activitate a fost diminuată prin faptul că, eu știu, contactul cu publicul nu a mai fost permis și așa mai departe. Citeam un articol legat de faptul că sectorul privat a fost cel mai afectat de pandemie și este aici o discuție. Măsurile luate au fost de restrângere a unor anumite activități economice care presupuneau contactul între persoane. Dar era necesară această restrângere? Atunci, pentru că vedem că ne aflăm în continuare în pandemie, numărul cazurilor crește și totuși reușim să funcționăm cât de cât normal. Noi nu am fi putut, atenție, lumea, iarăși, poate nici lucrurile astea n-au fost timp suficient de explicat. Dacă ne-am fi comportat normal, cum aproape normal ne comportăm astăzi, încă de la început, când n-aveam măști în comerț, da? Adică dacă în prima zi ziceam hai, toată lumea să poarte măști, în jumătate de zi tot stocul național se termina. Deci n-aveam măști, spitalele n-aveau combinezoane dezinfectanți, n-aveam absolut nimic și lucrurile s-ar fi comportat normal. În 2-3 săptămâni s-ar fi gripat întregul sistem sanitar. Că practic măsura mai degrabă, ăsta a fost efectul, să pregătim, să lăsăm timp ca sistemul sanitar să se pregătească. Iarăși, lumea tinde să uite, dar noi eram cu un guvern demis, prin moțiune de cenzură, un guvern care nu putea da, a fost acea renumită, vezi Doamne, că au dat nu știu câte ordonanțe de urgență în ultima ședință. Păi hai să ne aducem aminte una dintre ordonanțele de urgență cea mai criticată, aceea cu aprovizionarea, deschiderea posibilității de aprovizionare pentru pandemie. Dacă acea ordonanță de urgență nu ar fi fost dată, chiar am fi intrat într-un blocaj. Au fost atunci alocate sume uriașe pentru a putea disponibiliza către sistemul sanitar să se pregătească. Am avut politicieni responsabili care au zis, nu ne trebuie, hai să dăm în guvernul, că așa e corect. Și s-a dovedit ulterior că aceea a fost o măsură bună. Da, am pregătit sistemul sanitar, a fost o lună de stare de urgență în care cu toții s-au făcut triaje, s-au făcut circuite, s-au pregătit oameni, s-au asigurat. Sistemul sanitar s-a învățat cu virusul, l-a văzut cum funcționează, cum se împrăștie. Din momentul în care ne-am asigurat, cu toții știu ce au de făcut, a mai fost discuția pe centrele rezidențiale, dacă vă aduceți aminte, da? Acolo unde, cel puțin pe zona de centre cu bătrâni, există iarăși un risc foarte mare, în spitale unde există paleați, iarăși un risc foarte mare. M-am pregătit, intrăm în starea de alertă, încercăm să lăsăm presiunea. Sistemul sanitar e pregătit pentru ce vine. Evident, vedem că cifrele cresc, e normal să crească, dar dacă în prima fază nu s-ar fi luat această măsură de închidere, lucrurile ar fi luat-o razna complet și ne-am fi gripat ca sistem sanitar. Dar știți că acum sunt analizate toate măsurile dispuse în timpul stării de urgență și se ajunge, de fapt specialiștii ajung la concluzia că o ordonanță militară nu poate fi emisă de către un minister civil și ordonanțele militare pot fi emise doar în momentul în care există o situație critică, limită, de război. Unde ați văzut asta, această analiză? Eu discutam și cu avocații. Citam și un interviu al unui judecător. Păi hai să ne uităm în ordonanța de urgență care din 99, aceea în care stabilea instituirea stării de urgență și stării de război, da? Și spune acolo că instrumentul prin care se legiferează este ordonanța militară. Credeți că există vreun guvern care ar fi putut să emită un alt instrument decât cel specific precizat în ordonanța de urgență? Nu putem inventa în timpul crizei, da? Acesta era instrumentul de legiferare precizat explicit în ordonanță. Ce? Poți să emit altceva? Ministerul de Interne nu este neapărat un minister civil, este un minister condus de un civil, dar acolo avem
chestori, da? Avem jandarmerie, avem poliție, avem, care nu e neapărat, e un sistem, pentru că este asta check and balances, da? Faptul că ministerele militarizate sunt conduse de un civil pentru a asigura controlul civil, dar nu e un minister civil. Trebuia să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că adun păreri de la mai mulți specialiști. Sigur, a fost instrumentul precizat explicit în lege de legiferare în timpul situației de urgență. Pentru că în acea ordonanță se prevede atât situația de urgență cât și starea de asediu, cum era trecut acolo. Da, poate în starea de asediu e mai potrivită asta cu ordonanțele militare, dar nu existau două tipuri de instrumente de legiferare, una pentru starea de urgență, una pentru cea de asediu. Era unul singur, a fost utilizat, că așa era legea. E foarte bine, e bine să avem opinii cât mai multe. Revin puțin la ceea ce voiam să spun înainte, la articolul pe care l-am citit cu referire la sectorul privat cel mai afectat. Există o discuție, acolo scrie faptul că bugetarii ar trebui să împartă cu restul societății greutățile, în sensul că poate ar trebui să aibă parte de diminuări salariale, concedieri. Ce părere aveți? Eu nu-mi dau cu părerea în zona asta. Da, într-adevăr, recunosc, cele mai multe activități, adică activitățile sistate, sunt activități economice, dar statul nu putea să-și sisteze propriile activități, pentru că ele erau activități care asigurau funcționarea statului. Da, puteau să diminueze, puteam să diminuăm anumite zone și să intrăm pe șomaj tehnic. Da, poate putea fi luată și măsura asta. Iată, e o decizie politico-administrativă care va fi sau nu va fi luată. Iarăși, nu sunt eu cel chemat să-mi dau cu părere aici. Nu sunt comentator sau analist politic. Sunt chemat să vă spun ce face instituția prefectului. Nu să-mi dau o ultimă idee pe acest subiect, pentru că am primit și un mesaj pe care l-am notat, foarte interesant. Sigur. O persoană ne scria că în sectorul public există o supradimensionare a personalului cu 25-30%. Pentru că sectorul privat are mare nevoie de oameni așa de calificați și așa de odihniți, cred că merită să-i primească din sectorul public, care trebuie redus. Mesajul malițios, dar în sensul a ceea ce am discutat mai devreme. Va fi luat astfel de decizie, nu? Știu că înaintea crizei, prioritară pentru prefectură era urmărirea dezvoltării infrastructurii. Mai există aceasta pe ordinea de zi? Este... Lucrurile au stagnat puțin din pricina virusului. Este una dintre prioritățile guvernului, în primul rând, dacă vă uitați pe planul lansat recent de premierul României, împreună cu președintele Klaus Iohannis, în ceea ce privește investițiile și programul de dezvoltare și de investiții lansat, una dintre priorități reprezintă infrastructura. Da, în continuare monitorizăm și încercăm inclusiv să sprijinim unitățile administrativ-teritoriale în efortul lor de a dezvolta acest element important, această osatură pe care amenajarea teritoriului o presupune, astfel încât că infrastructura nu este un scop în sine, ea e un mijloc pentru a asigura bunul trai al cetățenilor, pentru a asigura o mobilitate crescută, astfel încât orice cetățean să-și poată găsi, poate, un loc de muncă, nu neapărat la el în comună, în comuna învecinată sau, eu știu, în metropola Iași. De aceea, da, este în continuare o prioritate. Inclusiv recent, pentru că dincolo de pandemie am tot trecut în perioada asta și prin secetă și prin inundații. Da, ajungem și la acel subiect. Da. Una din preocupări acum, după efectele inundațiilor, a fost să centralizăm foarte repede tot ce am primit rapoarte operative din teren, de la comitetele locale pentru situații de urgență, și să facem această centralizare, să o trimitem la guvern pentru a asigura resursele financiare necesare pentru aducerea la stare inițială a infrastructurii. Da, pentru că tot ați adus în discuție acum, mă opresc la acest subiect acum. Ce pagube s-au produs și care sunt comunele cele mai afectate? Deci noi am avut un număr de 53, cred, de comitete locale pentru situații de urgență care s-au întrunit și fiecare dintre ele au produs niște rapoarte operative cu ceea ce au găsit în teren.
Obligația noastră legală a fost ca prefectul, prin ordine de prefect, să stabilească una, două comisii care să meargă în teren. Numai că la 53 de comune, două comisii ar fi terminat în două luni toată evaluarea asta și atunci decizia noastră a fost să suplimentăm cu personal și de la noi și de la celelalte entități implicate, administrația bazinală a Peprut, Direcția Județeană de Drumuri și alte instituții implicate conform legii, să suplimentăm. Am creat un număr de 8 echipe care în câteva zile au finalizat raportul. Ieri seară la ora 21 prefectul a convocat un CJSU care s-a terminat târziu în noapte, care a aprobat raportul sinteză, raportul centralizator al acestor pagube, un număr de 38 de comune și UAT-uri au fost validate ca și sume, un total de vreo 7,6 milioane de lei. Pagube, ele au fost transmise astă noapte la guvern sub forma unui proiect de hotărâre de guvern care să aloce sumele necesare, urmând ca guvernul, cred chiar în cursul ori acestei zile, ori la începutul săptămânii viitoare, să ia o decizie pentru asigurarea acestor sume, astfel încât să reușim să ajutăm comunitățile să-și revină. S-a întâmplat să ajungă corpul de control prea târziu, în sensul că primarii au intervenit deja și au reparat ce se stricase? Nu. Sau au fost situații în care echipa de control n-a reușit să identifice vreo pagubă însemnată n-a reușit să confirme, să zicem așa, ceea ce s-a afirmat prin raport și nu s-au validat. Da, există și astfel de situații. Și dacă tot au vorbim... fost primari care au încercat să-și repare un drum punând vina pe această... Înțeles. Știu că erau nemulțumiți câțiva primari. Dacă tot discutăm despre sprijin, aș vrea să ne povestiți și despre ajutorul acordat persoanelor defavorizate. Există un program... De POAD, operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. E un program european, POAD 2018-2021, care presupune ca fiecare unitate administrativă teritorială să-și definească o listă de beneficiari, plecând de la, în special, evident, de la starea economică în care se află fiecare familie. Iar statul român, cu finanțare de la Uniunea Europeană, să le asigure acestora două tipuri de produse. Produse de igienă într-o primă fază și a venit inclusiv în contextul pandemiei, da? Și apoi produse alimentare. Noi și aici a trebuit să facem, în condițiile în care prefectura nu este o entitate eminamente logistică, expansivă în teritoriu, cu foarte multe resurse, dar am reușit și aici să facem în scurt timp foarte repede recepția produselor pentru toate cele 98 UAT-uri și distribuția lor în teritoriu, astfel încât într-o perioadă foarte scurtă de aici încolo, la nivel local, să se asigure distribuția către fiecare beneficiar în parte. Deci într-o primă tranșă și acestea s-au terminat de distribuit, au fost materiale de igienă, dacă sunt interesați, vă spun ce primește fiecare familie într-un astfel de colet. Primește paste de dinți și periuțe de dinți, săpun lichid, șampon, atât pentru copii cât și pentru adulți, și detergent de rufe, anumite cantități. Uh-huh. Și de asemenea, într-o perioadă următoare, acum am primit zilele acestea, am primit informarea că urmează să vină sau sunt chiar o parte dintre pachete sunt ajunse, produse alimentare pentru aceleași categorii de persoane, făină albă, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve de vită, de porc, conservă pateu de porc, compot de fructe, gem de fructe, gem de fructe dietetic și cam astea ar fi produsele. Da? În județul Iași, dacă tot e să dau informația, să o dau completă, sunt 58.688 de beneficiari ai acestor pachete. Noi am considerat că, fiind materiale de primă necesitate, să ne organizăm astfel încât să ajungă repede la oameni,
Sperăm noi ca undeva în cursul săptămânii viitoare să terminăm și distribuția aceasta a doua de produse alimentare. E important, poate pentru, nu pentru toți cei care ne ascultă, simt că nu au un pachet de făină acasă, dar datele arată că avem cetățeni, concetățeni de-ai noștri care se află la o limită de subzistență și pentru ei e foarte, foarte important și încercăm să-i ajutăm așa. Pentru o mai strânsă legătură cu autoritățile locale, știu că a fost creat un birou al primarilor în cadrul prefecturii. Așa, da, am aflat, da, 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 apropo de tehnologie, pe Facebook am și văzut acest lucru. Da, a existat o discuție la nivelul prefecturii Iași, chiar prefectul îmi spunea într-o zi că s-a întâlnit prin parcare la prefectură cu un primar care se întâlnea cu un consultant pe sub un copac și a zis, dar mergeți la un birou, și avea de, se plângea că trebuia să-i lase acelui consultant o solicitare pe care respectivul să o depună la protecția mediului și că trebuia să se întoarcă înapoi până în comună, să-și dea număr, să-l listeze, să-și ștampileze. Și am zis, da, hai la noi în birou, în prefectură, o facem aici repede, dacă ai ștampila la tine, te mai duci până acasă, mai vorba de consumul de benzină, timpul, timpul e foarte valoros. Și povesteam asta cu prefectul la ședința zilnică pe care o avem. N-ar fi normal ca primarii să aibă aici un birou unde să aibă totul la dispoziție, o imprimantă, un calculator, să-și poată stabili o întâlnire cu organele, cu poate cu prefectul, cu un consultant, cu un... Și mă gândesc că la acea masă rotundă poate vor fi adunați toți primarii la un moment dat. O ședință, poate. A, nu, e greu, e totuși un birou, nu e... Dar noi le punem la dispoziție inclusiv sala mare când au nevoie, nu asta e problema. Și de aici a plecat ideea, ne-am consultat cu cei de la filiala județeană a COR, cu președintele a COR Iași, primarul de Aruneanu, domnul Muruzi. Și ei au fost instantaneu de acord, noi încercăm de multă vreme și prefecți până la dumneavoastră au simțit că dau ceva de la ei și poate nu în regulă. Suntem parte din asta, e culmea că clădirea asta în care e prefectura se cheamă Palatul Administrativ. Și un palat administrativ fără administrația publică locală e așa, parcă... Și am reușit să facem împreună acest birou care este la dispoziția primarilor 24 din 24, pentru că ele chiar în fața postului de jandarmi, noi avem un jandarm permanent acolo, cheie la ei, oricând un primar are nevoie de un loc unde să poate să bea o apă, poate vine la ea și vrea să e locul potrivit. Au fost primit bine, ieri l-am inaugurat, cei de la COR au venit și au și o parte dintre membrii Consiliului de Administrație al COR, între primari, de toate coloraturile politice, că a fost și discuția asta, am văzut-o ieri pe Facebook, ne întreba ceva, da, ăștia sunt peneliști. Și am zis, nu, COR e suma tuturor primarilor, din ce știu eu, sunt vreo 60 de la PSD în județul Iași. Chiar în Consiliul de Administrație din 11, doar vreo 4 peneliști, deci nu am făcut-o pentru peneliștii din... Ce a fost chiar un semn al deschiderii pe care prefectul județului Iași încearcă să o arate față de toate instituții pe care vrem să le considerăm parteneri în treaba asta. Și chiar eu cred că mesajul pe care îl tot dăm în sensul ăsta a prins bine, pentru că am văzut că instituțiile reacționează la o chemare la parteneriat mai degrabă decât la un ordin. Și așa vrem să vedem lucrurile, că lucrăm împreună cu toții în beneficiul cetățenilor. Pentru că discutăm despre parteneriate, cum ați colaborat cu președintele Consiliului Județean, domnul Maricel Popa? S-a implicat în efortul anti-COVID? El a avut propria agendă, ca să spunem așa, și are în subordine 6 spitale, din care vreo 3 în prima linie, ca zic așa, e centru, spitalul de infecțioase, neurochirurgia, spitalul Elena Doamnă, spitalul pneumofiziologie. Aici a trebuit să asigure din bugetul Consiliului Județean spitalelor ceea ce au nevoie. Evident că după aceea cu deconturile necesare, noi am preluat toate sumele pe care UAT-urile le-au declarat că le-au cheltuit să le transmitem spre a fi decontate din FSUE, o altă linie de finanțare. A fost discuția cu spitalul mobil pe care noi... Când estimați că va fi gata? Poate v-a spus dumneavoastră, nu știm, că nu ne spune.
noi vedem doar discuțiile din spațiu public. Uh-huh. Sperăm să existe cât mai repede pentru a sprijini, dacă e nevoie, efortul de gestiune a pandemiei. Dar au fost momente în care ați crezut dumneavoastră personal că nu vor ajunge locurile din spitale? Da. Credeați că va lua o astfel deci de amploare? Dacă anumite focare erau scăpate de sub control, noi ținem o gestiune zilnică a paturilor existente, paturile de ATI existente, câte sunt ocupate, câte sunt... Și au fost momente în care am fost la limită. Au fost momente în care bolile infecțioase erau pline și a trebuit să mergem spre... să luăm decizia cu spitalul CF. Au fost momente în care pe zona de ATI a intervenit neurochirurgia. Au fost momente critice în această perioadă în care au trebuit luate decizii. Și dacă în acele momente am fi scăpat de sub control anumite zone și venea un surplus, da, ar fi trebuit să mergem spre județele învecinate să cerem ajutor. Așa cum noi am acordat ajutor la momentul potrivit Sucevei, Botoșanului, Neamțului și așa mai departe. Deci aceste județe au trecut prin astfel de momente în care au depășit capacitatea județului. Mulți oameni consideră că spitalele ar fi putut deveni neîncăpătoare tocmai pentru că sunt internați cei asimptomatici. Cei asimptomatici care ar avea posibilitatea să rămână la domiciliu, cum se întâmplă în alte țări. Păi, nu ar fi mai oportun așa? Hai să ne uităm că au fost țări care au luat decizia aceasta la începutul pandemiei, când nu au mai încăput în spitale și au luat decizia de a duce asimptomaticii la domiciliu. Și ducem aici de Spania, de Italia. Da, dar ei au luat această decizie când nu au mai încăput în spitale. Da? Noi, dacă am avut locuri, tocmai a fost un instrument prin care am încercat să gestionăm pandemia, pentru că un om trimis acasă, hai să spunem că nu toată lumea e responsabilă, poate trimitem acasă un iresponsabil. Dar avem pârghii să-l verificăm, mă rog, poliția are aceste... Avem pârghii, dar noi nu avem un polițist la fiecare om. Dar sunt tot felul de dispozitive de a localiza omul. E da, telefonul și cum îl oblig să-l poarte, da? Îmi ține telefonul acasă și îl pleacă fără telefon. Localizează-l, da? Adică într-o comună mare, ca Moțca, de exemplu, ai un post de poliție cu doi cetățeni. Îi poți păzi pe toată lumea, ai izolat la domiciliu 300 de cetățeni. Da, înțeleg ceea ce spuneți. Te duci la unul, îl găsești, pleci la următorul, la pleacă. Da? S-a dus până la bar, că e simplu. La bar sunt 10 care stau, beau o bere cu el, am mai îmbolnăvit 10. Deci a fost un instrument de gestiune a pandemiei. Am zis, domnule, nu, toți cei care sunt declarați pozitivi îi ținem în spital sub observație, atâta timp cât spitalele fac față. Da, știți cum e. Dacă am fi ajuns în situația de a nu face față, am fi putut lua această decizie. Iată cum s-a luat această decizie, bine, și în contextul discuției cu Curtea Constituțională, care a încercat și ea să ajute instituțiile în gestiunea pandemiei și să taie din instrumentele de gestiune. Nu comentăm, astăzi asimptomaticii după 10 zile merg acasă și sunt monitorizați de acasă, facem acest lucru. Știți cum e, noi cetățenii, cei din afara problemei, vedem lucrurile diferit. Așa dumneavoastră este, ne povestiți din de practică. De aceea este bine să comunicăm cât mai absolut des și să... Că eu cred, sunt convins că un cetățean căruia îi explici motivul pentru care da. O decizie... Dacă nu înțelege, măcar îl pui pe gânduri. Măcar îl pui pe gânduri, da. Pentru că tot discutăm de zona medicală, imediat după apariția acestei crize, au fost foarte multe societăți civile care și-au arătat sprijinul pentru spitalele din Iași. Au venit entități private și la prefectură? Am simțit-o. Ați avut parte de ajutor? Am simțit-o foarte, foarte mult. Am simțit sprijin de la... oameni, de persoane fizice care au sunat la prefectură, chiar un cetățean din Italia, care ne-a zis, domnule, uite, am și 2000 de măști pe drum din China și aș vrea să le trimit în Iași, unde ați vrea să le trimit? Și am zis, ok, uite, eu le-am pus la dispoziția unui spital. Sau... Dar dincolo de asta, au fost foarte mulți oameni care ne-au ajutat și-au oferit ajutorul. Companii private care au donat aparate, Casa Share care au strâns bani și iarăși ne-a adus un aparat de test, de testare,
Am reușit să facem chiar un parteneriat în premieră, chiar la începutul pandemiei, cu mai multe ONG-uri, cu Serviciul Voluntar de Ambulanțe, cu cei de la FONSS, am făcut un centru de urgențe sociale cu o serie de voluntari care au sprijinit pe cei care se aflau în izolare la domiciliu, care se aflau în carantină, s-au oferit să le ducă mâncare acasă, să ne-au ajutat la centrele de carantină în administrare. Deci aici chiar nu avem ce comentat. Eu am simțit o emulație în zona asta a ONG-urilor care s-au arătat dispuse să ajute, s-au arătat dispuse să strângă bani și să ajute. Au fost diverse, de exemplu, companii care, domnule, am o sumă de bani pe care vreau să o donez ca să se cumpere X. Și am luat atunci și am zis, domnule, uite, e mai simplu, dă-o ONG-ului Y care poate face comanda a doua zi și a treia zi să vină. Dacă o dai la un spital, trebuie să facă PSA e mult mai rapid. Îl gestionăm împreună, discutăm împreună, dar e mult mai simplu. Și aici a fost o colaborare bună, nu am ce spune. Sper să fie în continuare așa, repet, lucrurile nu sunt finalizate. Și în această direcție apar cârcotașii care spun că de ce să vină societățile private să ajute statul, când de fapt statul ar trebui să asigure tot? Lumea uită foarte ușor că am intrat în acest an cu un deficit bugetar de 4%, care nu e foarte ușor de dus. Lumea uită că guvernul actual a preluat guvernarea când instituțiile de rating ne dădeau la BB- și eram la un pas aproape de junk și nu ne mai împrumuta nimeni pe internațional sau ne împrumuta la cele mai mari dobânzi. E foarte ușor de uitat și e ușor de spus, dar statul are bani. Intri în detalii după aceea și vezi cât înseamnă totuși deficit de 4% și ce minusuri la buget înseamnă și atunci vei realiza că orice ajutor în această situație este binevenit. Dar eu consider că și guvernul a luat măsurile care trebuie să luate astfel încât sectorul privat să simtă acest ajutor. Lumea, iarăși, pentru că nu e poate timp de comunicare foarte mult sau poate guvernului nu-i place să facă comparații, dar știu din discuții cu apropiați că sunt țări importante în Europeană care încă, deși au promis măsuri de ajutor cu șomaj tehnic, încă nu le-au luat sau dacă le-au luat, banii încă n-au venit. Statul român a ales modalitatea plății directe, nu modalitatea de contului. Am fi putut alege modalitatea de contului. Plătește tu și îmi faci tu ce și îți dau după aceea. Care a fost mult mai greoaie, ar fi însemnat, nu toate companiile aveau cash la dispoziție ca să facă plățile și așa mai departe. Eu cred că și din partea asta s-a simțit un ajutor și statul a fost dispus să sprijine. Sunt în continuare activități care sunt închise. În zona Horeca, iată, este în continuare. Dar trebuie spus că măsura de sprijin cu ajutor tehnic în zona în care sunt închise merge în continuare. Deci se asigură un nivel de sprijin astfel încât acest sector să nu moară, da? să nu se gripeze. Când credeți că vor fi reluate toate aceste activități socioeconomice? Nu pot da cu părere aici. Aș lăsa în continuare specialiștii să facă evaluarea și în funcție de cifre să ia decizii. Scenarii privind ieșirea din pandemie nu aveți? Nu la nivelul nostru, nu la nivelul județului, poate acolo la centru unde se văd cifrele pe ansamblu, unde se compară cu cei în jur, că nu suntem decuplați de la lume. Poate acolo sunt scenarii. Care a fost cea mai grea perioadă? Perioada de început, că nu am știut cu ce ne confruntăm. Perioada în care nu e simplu să scoți de la sertar procedurile de continuitate. Și ce înseamnă procedurile de continuitate? Am scos procedura operațională în care a trebuit să decidem ce se întâmplă când X dispare, când Y dispare, când într-o dimineață nu-ți vin la servici, ne-a anunțat 50% din personal. Care sunt sistemele vitale, ce în situație limită, care sunt sistemele care sunt musai să fie ținute
în funcțiune. Este momentul în care te pui în fața unor decizii pe care nu te-ai gândit că ar fi trebuit să le iei sau ai putea fi pus în postura să le iei. În momentul acela te așezi bine în scaun și îți dai seama că lucrurile sunt serioase și că se poate ajunge la asta. Atunci, la început, dar după aceea ne-am obișnuit până am stabilit și noi regulile interne, circuitele și așa mai departe. Au fost și cazuri de infectări în rândul angajaților prefecturii? La noi n-am avut niciun asemenea caz. Asta însemnând că oamenii au înțeles însemnătatea măsurilor și sperăm în continuare să fie așa, să rămână așa. Timpul nostru s-a scurs și vă rog să trasați și o concluzie pentru cei care ne-au urmărit. Concluzia este că trecem cu toții prin niște momente grele, să nu creadă cineva că unora că sunt oameni fericiți că trecem prin asta. Noi vreau să-i asigurăm pe cei care ne privesc că la nivelul instituției prefectului tratăm cu seriozitate toate aceste lucruri, că inclusiv încercăm să stăm la dispoziția tuturor la telefon, la e-mail, pe mesaje, încercăm să ajutăm instant fără a ne deține de termene de 30 de zile, de 60 de zile, pentru că problema fiecărui cetățean este cea mai importantă. Da? E greu să prioritizezi. Ni s-a zis, domnule, că luați și tratați urgențele. Pentru un cetățean, ceea ce are el e urgent. Uh-huh. Și atunci eu nu pot să spun că ceea ce ai tu nu e urgent. Hai să încercăm să rezolvăm. Și instituția prefectului este la dispoziția cetățenilor în permanență. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile și vă așteptăm să reveniți în studioul nostru. Cu drag. A fost alături de noi astăzi domnul Marius Dangă, directorul Cancelariei Prefectului Județului Iași. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit până la final în număr mare. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră, atât pe paginile de Facebook, pe site-ul nostru, cât și pe pagina de YouTube. Ne revedem luni la o nouă ediție, începând cu ora 13. Weekend frumos!